Denumirea de alcool provine din limba arabă și înseamnă cel mai nobil. Efectele sale însă nu sunt tocmai nobile. Milioane de dependenți în aproape toate țările din lume, sute de mii de morți anual, din care foarte mulți în accidente rutiere. Conform unui raport întocmit de Organizația Mondială a Sănătății, consumul de alcool se află pe locul 5 în lista primelor 10 cauze de deces la nivel mondial, în funcție de gravitate. Cel mai utilizat drog este alcoolul. Ce părere aveți despre consumul de alcool? Nu sunt de acord cu consumul alcoolului în exces în România. Destul de rău, dar multă lume recurge la asta. Nu știu, influența grupului de persoane. O părere foarte proastă, este foarte dăunătoare. Păi nu e bun, nimic nu e bun în exces. Nici alcool, nici mâncarea multă, excesul de mâncare, de grăsimi, de, cum spune reclama aia la televizor. Nimic nu e bun în exces. Tăi așa raționat, tăi cu... Sigur. Dăunează grav, tăi. Foarte dăunător, nu este bun. Dacă... Nu sunt de acord, evident, cu consumul alcoolului în exces. Vă spun că în momentul ăsta alcoolul duce la nenorocire. Alcoolul numai tulbură persoanele care nu dă seama. În clipele astea care alcoolul s-a scumpit, acum nu mai vedem pe stradă, nu vedem aici, nu vedem oameni cercetori și oameni care sunt în stare de ebrietate. Noi dorim ca democrația asta să fie o democrație modernă. Că dacă suntem în democrație, noi dorim ca Clujul să fie un Cluj universitar. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că nouă și tuturor oamenilor ne-au scos și nu ne lasă pierduți așa cum suntem. E un lucru foarte minunat. Dumnezeu are milă de fiecare. Destul de aiurea. Adică nu-mi place deloc. Cred că influențează mult prea mult psihicul, mai ales la tineri. Eu zic că e bună propaganda, îl faci prin televiziune, dar nu numai de alcool, că acolo vezi de încă trei elemente, zahăr, grăsime și... Care e al treilea? Zahăr, grăsime și... Evident că nu e un lucru bun, pentru că orice e folosit din și dăunează. Însă un pahar de vin după masă mi se pare rezonabil, de altfel e și bun pentru sănătate. Știu. Poate ne întrebăm de ce românii se numără printre cei mai mari consumatori de alcool din Europa. Însă statisticile arată că 79% dintre bărbați și 72% dintre femei cred că un pahar de vin pe zi e bun pentru sănătate. În asociația noastră Alcoolicilor Anonimi nu spun niciodată cuiva că este sau nu este alcoolic. Oamenii care vin la noi se hotărască singuri la un moment dat dacă au o problemă sau nu au o problemă. De aceea și lucrăm numai cu cei care sunt dependenți, adică cu alcoolicii care ajung să fie cu adevărat dependenți, adică alcoolici cronici. Dar programele profesionale de tratament dau anumite cantitate ca reper. Ar veni un pahar de băutură pentru o femeie pe zi sau două pahare de băutură de tărie pentru un bărbat. Nu spunem că este alcoolic cel care bea în fiecare zi. Mulți ajung să chinuie ani de zile pentru că consideră că dacă fac o pauză de o săptămână sau două sau o lună sau două luni, nu sunt alcoolici. Dar chiar din contră aceștia sunt alcoolici. Pentru că nu contează cât bei, ci ce faci când bei. Și mulți reușesc să aibă pauze de câte o săptămână sau două, dar în momentul când pun gura pe un pahar de băutură, nu se pot opri. Asta și este și reperul în cazul Alcoolicilor Anonimi. Deci un om care bea un pahar de băutură și nu poate să se oprească la cel prim pahar, sau la acea sticlă de bere și trebuie să bea pe a doua și pe a treia și continuă până la starea de ebrietate, atunci recunoaștem imediat ca fiind alcoolic dependent, alcoolic cronic. Atunci când vorbește despre dependența de alcool, Raul Giura nu vorbește din cărți, din propria experiență. A crescut într-un sat pe Valea Împoiului, unde dacă te durea burta, ai afinată, dacă aveai alte dureri, luai un pic de coniac, dacă nu aveai poftă de mâncare, beai un pic de vin muscat sau fetească. Apă foarte puțin, că era toxică, clară Raul într-un interviu realizat de ProTV. Povestește cum în clasa 1 își ducea câte o sticluță de vin pe care o ascuns ca să nu-l vadă colegii. La 14 ani intră în prima comă alcoolică.
Cea mai mare experiență și tradiție în ajutarea complet dezinteresată, adică sunt alcoolici anonimi, care funcționează peste 70 de ani. Și la ora asta există în peste 150 de țări și au peste 4 milioane de membri. Și este singura metodă care a dat rezultate de-a lungul timpului. Foarte, foarte mulți oameni și-au câștigat abstinența, și-au câștigat un nou mod de viață cu ajutorul acestui program, cu ajutorul acestor grupuri de suport. E ceva foarte simplu și la îndemâna oricui care dorește să scape din această sclavie, pentru că la un moment alcoolul din cel mai prieten îți devine un stăpân nemil. Credeam în Dumnezeu, dar nu cred că Dumnezeu mă mai poate salva vreodată. Eram atât de prins în adicția de alcool, încât mi-am pierdut libertatea. Eram sclavul alcoolului. Sunt cei 12 pași ai Alcoolici Anonimi. Este un program spiritual. În programul ăsta vorbim de putere superioară, așa cum și-o închipie fiecare dintre noi. Deci nu dăm numele explicit de Dumnezeu, tocmai pentru a permite ateilor, gnosticilor și celor de alte religii să folosească acest program. În primul pas, de exemplu, se vorbește de a-ți recunoaște neputința. Atât în fața alcoolului, are prima parte a pasului 1, deci am hotărât să fiu putincios în fața alcoolului și în partea a doua să hotărăsc neputința în fața vieții, pentru că în cazul alcoolicilor putem vorbi de un destin comun. Un alcoolic își pierde sănătatea, își pierde familia la un moment dat, își pierde serviciul, își pierde averea și ajunge în stradă. De aceea întâlnim la cantinele de ajutor social, în diferite sanatorii de boli mentale sau TBC și în penitenciare. Acolo întâlnim pe cei care nu reușesc să facă ceva în timp util. Deci pasul 2 este pasul speranței, deci că există o putere superioară mie însă, care la un moment dat îmi poate reda sănătate în toate dimensiunile mele, mental, spiritual, psihic. Și acea putere superioară, majoritatea în grupurile noastre, mai ales în România, o numim Dumnezeu. Dar la început, având de-a face foarte mulți atei și agnostici, o formulăm ca o putere superioară, așa cum și-o închipie fiecare dintre noi. După aceea vine pasul 3, primii prepași fiind temelit fundamentul. Pasul 3 spune că dacă vrei să-ți câștigi libertatea, trebuie să-ți predai voința și viața acelei puteri superioare. Pentru că un alcoolic oricum a predat alcoolului, este predat alcoolului. Acum nu trebuie să schimbe decât stăpânul. Adică să predea în fața acelei puteri superioare care îi poate reda din nou sănătatea mentală. După aceea urmează pasul 4, în care trebuie să-ți faci un inventar moral amănunțit al întregii vieți. Și acel inventar moral nu se referă numai la părțile negative, ci și la părțile pozitive, la ce ai bun, ceea ce ai făcut bine. Pentru că nu există om să facă numai rău. Pasul 5 spune să mărturisești acest lucru ție însăți, unei alte persoane și lui Dumnezeu. Urmează pasul 6-7, care vorbesc de a cere cu umilință lui Dumnezeu să acorde puterea să depășești aceste lucruri, să reușești după aceea pasul 9 și 10, 8 și 9 să repari acele greșeli, deci să faci o listă cu toate persoanele care își judicea de-a lungul vieții alcoolic și să încerci să repari acolo unde este posibil. Să repari prejudicii care ai adus. După aceea urmează pasul 11, care spune că prin rugăciune și meditație să menții contactul conștient cu Dumnezeu, această putere superioară, să rogi să-ți arate calea ta în viață și să-ți dea puterea să urmezi. După aceea urmează pasul 12, care spune că dacă ai primit ceva, să dăruiești mai departe, în mod necondiționat. Bineînțeles, când ajungi să ai acea trăire spirituală, ridicare spirituală, acea evoluție spirituală ca să-ți permite. Pentru că durează un timp până un alcoolic iese din,
din tulburarea mentală și din sclavia și tulburarea în care, dacă e în mod alcoolic timp de 20-30 de ani, nu pot să devii o altă persoană peste noapte, ci durează o perioadă de timp până reușești, lucrând acest pas, să te transformi în interiorul. Raul jură cu mâna pe Biblie că se lasă de băut un an și reușește timp de un an, apoi revine. Am băut 60 de în ziua aia și vreo 2 kg de vodcă și după aia mi-am făcut aprovizionare. Parcă era Sahara în burta mea, nu mai puteam sătura și am început din nou. Aveam 4 kg de vodcă într-o zi și aveam 2 oameni în casă care mă îngrijeau ca pe un copil. Mă schimbau, eu nu puteam să fac 2 metri, nu puteam vorbi. Am ajuns să nu mai pot vorbi, nu mai pot să scriu o vorbe. Aveam un fluier și fluieram ca să mi se scrie de lângă mine. Eu sunt alcoolic în recuperare. Am trecut prin tot acest timp comun al alcoolicului. Mi-am pierdut sănătatea, mi-am pierdut familia, mi-am pierdut averea, am pierdut absolut tot ce se poate pierde. Am ajuns la o tentativă de sinucidere, am băut o travă puternică. M-am trezit în timp ce mă duceau la morgă și din clipa aia am hotărât să fac ceva. Deci am avut o experiență spirituală majoră în momentele alea și din clipa aia am făcut absolut tot ce a fost cu putință ca să scap de această dependență și am cunoscut la un moment dat Alcoolici Anonimi. Pentru că până atunci nimic nu a dat rezultate. Singura perioadă în care puteam să-mi păstrez abstinența erau jurămintele în biserică, anumite perioade de timp. Dar la un moment dat nici acestea n-am mai dat rade și atunci am apelat la absolut tot ce era cunoscut la vremea. Am fost internat la psihiatrie de mai multe ori, cu diagnosticul de tinnitus cronic, dar n-am reușit. Am fost la mănăstire, am băut tot felul de ceaiuri, În momentul când am cunoscut Alcoolici Anonimi, am început să lucrez acest program și din momentul ăla n-am mai băut. Am acum abstinență de 6 ani. Credeți că este o amenințare pentru societatea românească? Nu e o amenințare, e o amenințare pentru fiecare om în parte. Fiecare își face viața cum vrea, dar nu mi se pare un lucru bun. Nu știu, nu cred. Pentru că nu e chiar atât de răspândit. E chiar o tradiție, dar nu afectează asemenea hal. Pentru oricine este o amenințare? Eu zic că nu, deodată, dar se consumă mult la noi în România. Părerea mea e că încă nu, chiar, dar se consumă foarte mult față de alte țări, după câte știu. Nu este o amenințare, dar așa este. Nu e bun, într-adevăr. Nu neapărat pentru societatea românească, dar pentru oamenii în general. Bineînțeles, este o amenințare. Da. Având în vedere că suntem pe locul fruntașe în Europa la consumul de alcool, mai ales sub 25 de ani, e o problemă. Este. Este și păcat că la tineri se regăsește într-un procent destul de mare. Se poate vedea cu manifestări care se fac, în care alcoolul e bază. Și numai tine, la conducător auto. La fel o chestiune foarte neplăcute. E ceva foarte întins la ora actuală. Eu mi-amintesc că în tinerețe nu era așa extins consumul de alcool. Se bea, dar mai limitat, mai proporțional. Acum se face exces. E și destul de des. Ce pot să zic? În România sunt foarte mulți oameni care consumă alcool mai mult decât ar trebui să facă. Asta și probabil pentru că au motive mai mult decât alții, în sensul că nivelul de trai nu-i tocmai așa cum ar trebui să fie sau cum, mă rog, știm că este în alte părți și atunci, evident, că își neacă necazul în alcool. Sunt un pericol în toată lumea, pentru că produce atâta suferință și atâta durere, este de neimaginat câte probleme cauză alcoolismul. Pentru că majoritatea, se vorbește mult la noi în țară de copii abandonați și de copii străzi, dar toți acești copii provin de la familii dezorganizate. Familii care s-au dezorganizat și sau oameni care s-au despărțit din cauza alcoolului. La tribunal, majoritatea divorțurilor au ca punct de plecare alcoolismul unuia dintre soți. Și
Văd în sanatorii, la psihiatrie, psihiatrie. Sunt oameni de toate straturile sociale. Și în grupurile noastre. Sunt și profesor universitar, și boschetar, și medic chirurg, și oameni de toate. Nu ocolește. Nu e o boală ca a sărăciei sau o boală a unui mediu, numit mediu social, ci e o boală care lovește absolut oricine care are un risc, un potențial risc genetic sau care la un moment dat, trecând în o anumită limită, nu mai poate să se întoarcă la un bol normal. Care credeți că sunt cele mai mari pericole la care se expun oamenii care consumă alcool în exces? Nu știu, chiar nu-mi dau seama. Fiecare în parte e expus unui pericol. Să nu mai judece lucid. Și de acolo încep altele. Pericole cele mai mari? Nu știu. Multe, multe. De la agravarea sănătății până la relații sociale. În primul rând, sănătatea lor și a celor din jur. Păi la multe, nu ce zic la eu. Cancer. Da, zice doamna, și cancer, dar mai sunt și altele. Paralizie, eu știu ce alte lucruri care... În tot cazul, la mai multe necazuri. Bineînțeles. Multe cazuri alcoolul. Viteza, alcoolul. Sigur că da. Alcoolul. Și ăștia ar trebui sancționat drastic, care consumă alcool și conduc. Și eu conduc de 32 de ani. Dar o singură dată, după ce am băut alcool, am dus mașina din sat, am la sat, atunci până acasă. Nu e voie permis așa ceva. Omul când consumă alcool, e curajos, comenzile nu mai sunt aceleași, la picioare, la mâini, nu judecăm atât. Da, e problemă. Dăunează foarte grav sănătatea, atât la partea psihică și toate celelalte organe le afectează alcoolul. În primul rând pentru faptul că comportamentul lor poate să devină unul violent și automat devine un pericol pentru ceilalți, pentru cei din jurul lor. Și apoi probleme de sănătate, de la cele cu ficatul și altele care decurg din consum. Pericolul este băutura și tulburarea mintii. Pentru că dacă bea, nu mai știe ce vorbește. Vedeți dumneavoastră acum, dacă zici o vorbă, imediat, cuțit, sabie, pistol. Deci în vremuri în trecut nu era așa. Păi când eram mai tineri și mai ăsta, mai era un pic de ceartă, mai vorbea între băieți. Dar nu acum, la ora actuală, clanuri, războaie, împărați, regi. E posibil așa ceva în România? Nu e posibil. E posibil să avem un Dumnezeu adevărat și viu. Pentru că Dumnezeu ne-a ocrotit până acum și ne-a dat viață. Asta dorim noi. Toți care suntem acum, la ora actuală, Dumnezeu să le binecuvânteze și să le dea harul și pace pe ei. Că dacă vreau să spun, pentru că tare tulburată e țara noastră. E o țară tulburată. E problema banului și problema averii. Nu averea ne duce și nu averea ne mântuiește. Ne mântuiește cel de sus, Iisus Hristos. Păi evident că pot să facă, dar știu eu, tot fel de boli legate de ficat până la... și memoria poate fi afectată de chestii. Nu sunt măsură să zic asta, dar evident că nu e lucru bun și atunci sunt repercusiuni și asupra organismului. La foarte multe boli, care pot fi uneori fatale. În urmă cu ceva timp am avut o întâlnire la București cu șeful Asociației Naționale Antidrog și îl întrebam câți drogați are în România. Mă refer la drogurile ilicit. El spunea că sunt cam 30.000 de oameni care se droghează. Și am întrebat cam câți alcoolici crede că sunt în România și care e cel mai utilizat drog în această țară. Și a recunoscut că cel mai utilizat drog este alcoolul. Și în România sunt peste 2 milioane de alcoolici. Ceea ce este o tragedie pentru o țară ca a noastră. Sunt pe primele locuri în Europa la asta, la consumul de alcool. Și alcoolul, alcoolismul fiind o boală primară, cronică și fatală,
Odată ce devii alcoolic, nu mai poți să... nu mai există vindecare. Există un mod de viață foarte, foarte bun, cu ajutorul grupurilor de suport al alcoolicilor, cu ajutorul programului spiritual, bazat pe 12 pași, o viață bună, dar persoana rămâne alcoolică pentru toată viața. De-aia este o boală cronică și se seamănă cu diabetul, cu bolile cardiovasculare, cu cancerul. Foarte mulți oameni stigmatizează. Alcoolismul este o stigmă la noi în România și reproșează persoanele dependente de alcool. De ce nu renunți la consum de alcool? De ce nu te poți opri la, după ce bei un pahar de vodcă sau două sticle de bere? A spune acest lucru unui alcoolic este ca și când îi spune la un bolnav de cancer de ce nu își controlează celulele cancerase. Pentru că nu poate. Așa e alcoolic. Odată ce a devenit alcoolic, el nu poate să redevină o persoană normală. Și el vrea să oprească, dar nu poate. Este o boală în America, în Statele Unite, există un institut al alcoolismului care studiază de peste 60 de ani această boală și ei au stabilit foarte clar, științific, că este o boală primară cronică și fatală și chiar ereditară, se transmite genetic, deci din familii și care au alcoolici, care copii proveniți de la persoane, de la tată sau mamă alcoolică, pot avea marele risc de a deveni și la rândul lor alcoolici. Deci se transmite genul. S-au făcut foarte multe studii de genul ăsta pentru ca să stabilească foarte clar această transmisie genetică. Foarte mulți, bineînțeles, că sunt confruntați de familie și asta e foarte bine, pentru că ceea ce nu se știe este că într-o familie de alcoolic nu suferă numai alcoolic, ci întreaga familie. Și familia se îmbolnăvește de o boală de multe ori mai gravă decât boala alcoolismului însăși. Este boala codependenței. Și toți membrii familiei, copii, soție, toți care sunt aparținători acelei persoane dependente de alcool, suferă de această boală. Noi, în grupurile de suport, lucrăm cu persoanele care vor. Și bineînțeles că sunt mulți care, la început, sunt împinși pe la spate de soție, sunt confruntați de soție, mai ales soții, care li se spune la un moment dat, ori trebuie să pune să aleagă, ori familia, ori alcoolul. Ori mă despar de tine, ori renunț la consumul de alcool. Și atunci au apărut și cazuri de oameni trimiși din la servici, de patroni, care au oameni de o calitate extraordinară și văd că au probleme cu alcoolul și trimit în grupurile noastre, tocmai pentru că nu vor să-i piară. Și mai ales străini, cei care vin din vest sau din Statele Unite, cunosc foarte bine alcoolici anonimi și atunci trimit acele persoane la noi în grupuri. Această cale este o ruletă rusească. Deci foarte mulți intră în ceva ce nu cunosc și la mulți le poate fi fatal. Și nu numai acest lucru, ci moartea în alcoolism, în etilism cronic, este o moarte lentă, care durează ani de zile și produce o suferință enormă, atât ție însă ca persoană, cât și tuturor celor din jurul tău. Cei care te țin la tine, părinți, copii, familie, toți suferă din cauza ta. Pentru că pierzi absolut tot ce poate pierde. Agenția Națională Antidrog plasează alcoolul pe lista drogurilor, fiind unul legal și ieftin, motiv pentru care se clasează pe locul întâi în foarte multe țări. Aproximativ 100 de români mor anual, în medie, din cauza băuturii.